Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnul Severin, este în curs de reabilitare și modernizare. Proiectul demarat în toamna anului trecut are un mare succes datorită implicării active autorităților locale, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a fost pe șantierul de lucru, verificând stadiul lucrărilor în valoare de peste 10 milioane de lei. Infrastructura medicală a fost tot timpul o prioritate în ceea ce privește fondul de investiții al Consiliului Județean, acest proiect fiind realizat cu un buget de peste 10 milioane de lei, dintre care 2 milioane jumătate de lei au aparținut Consiliului Județean Mehedinți. Lucrările de modernizare a secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnul Severin sunt realizate în procent de 60% și sunt șanse bune ca până la sfârșitul anului proiectul să se finalizeze, acesta fiind termenul asumat prin contractul de finanțare pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Mulțumit de modul în care se lucrează la interior, la instalațiile electrice, la instalațiile sanitare. Observați că la exterior deja sunt aproape gata cu izolarea externă a clădirii. Și de asemenea astăzi a început să vină și să se monteze tâmplăria de la ferestre. Sperăm ca după ce vor turna și șapă la interior, vor monta și ușile în clădirea veche cu cele două corpuri, urmând ca tâmplăria din PVC să fie montată la cele două corpuri noi la momentul când vor fi gata. Stadiul de execuție este mulțumitor pentru Consiliul Județean și avem speranță foarte mare că ne vom încadra în termenul asumat prin contractul de finanțare cu ADR Sud-Vest Oltenia. Prin acest proiect, viitorilor pacienți li se vor pune la dispoziție 16 saloane prevăzute cu grup sanitar individual, personalul medical având toate condițiile necesare desfășurării activității medicale, iar pentru depozitarea materialelor medicamentoase și a deșeurilor vor fi construite două corpuri noi de clădire. Avem avansate lucrările de structură pe corpul A, corpul B urmează să fie început în cursul săptămânii care vine, avem finalizate lucrările la șarpantă, consolidarea a fost finalizată de aproximativ o lună de zile și în momentul de față se lucrează puternic pe amenajările interioare, instalațiile sanitare și instalațiile electrice. La corpul existent s-a realizat izolația și se lucrează la tencuiala exterioară și interioară, dar și la instalația sanitară și instalația electrică. S-a realizat cea mai mare parte din acoperiș și a fost livrată tâmplăria, care va fi montată în perioada următoare, după ce se va turna șapa. Pe de altă parte, s-au realizat fundația, stâlpii și diafragmele de la parter și se lucrează la cofrarea și armarea peste parter, în cazul primului corp nou al secției. Construcția pentru cel de-al doilea corp nou va începe în cursul săptămânilor viitoare. Proiectele pentru reabilitarea, modernizarea clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență Drobeta, Turnul Severin și a secțiilor exterioare sunt o prioritate pentru cea de-a doua parte a anului și se urmăresc îndeaproape toate lucrările. Și de această dată, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității. Acesta asigurând condiții de calitate pentru cetățenii din județ. Aceasta este încă o dovadă a faptului că un județ poate să prospere fără încetare sub aripa protectoare a unei autorități implicate plină de empatie față de seminii noștri.